Anul școlar a început, dar în unele localități se lucrează de zor pentru ca proiectele să fie implementate. În Dobroslovin, grădinița din comună are începând de anul acesta program prelungit. Acest lucru a fost posibil prin accesarea unei finanțări prin PNDL. Lucrări se fac și la școala din comună, proiect finanțat prin POR, ce are o valoare de 700.000 de euro. Când vor fi finalizate aceste lucrări, unitățile de învățământ vor putea primi toate avizele necesare. Consolidare în primul rând, reabilitare termică, dotare cu centrale termice, toalete interioare nu existau, erau toaletele moderne cu apă curentă la toate școlile, dar erau în curte, nu erau în incinta unde se făceau orele. În satul Reșca se construiește un teren de sport multifuncțional, acest proiect având o valoare de 50.000 de euro, finanțare obținută prin GAL. În acest moment, un astfel de teren este funcțional în comuna Dobrosloveni. Un teren de sport cu gazon sintetic care se pretează la multisport, tenis de câmp, fotbal, handbal, volei. Aceste proiecte sunt implementate pentru creșterea calității actului educațional pentru cei peste 400 de copii ce învață în unitățile școlare din comună.